Când te gândești la vremea de acasă, îți amintești cum pe atunci era un rost în toate, și în muncă, și în bucate, și în căldura soarelui pe deal când dai la coasă, și în mirosul îmbietor din bătătură când mâncarea e gata să o pui pe masă. Păstrăm rețeta veche, țărânească, sadul, patea adevărat de mâncat așezat.